Echipa națională de handbal feminin are în componență o singură jucătoare din divizia A. Este vorba despre Ionela Leuștean de la Activ Plopeni. Una dintre cele mai bune handbaliste ale echipei prahovene a fost selecționată în urma evoluției de la turneul semifinal, desfășurat la Cluj-Napoca. Leuștean a fost remarcată de antrenorul federal Nicoleta Alexandrescu în cele trei jocuri disputate în Ardeal. Gruparea antrenată de Florin Ciupitu și Nicolae Nimu nu a reușit calificarea la turneul de promovare, însă această convocare a bucurat staful tehnic. Ionela face parte din cele 21 de jucătoare convocate de Thomas Ride și Costică Buceschi, noi antrenori ai echipei naționale pentru participarea în perioada 31 mai-2 iunie la Trofeul Carpați. Din lot fac parte și câteva jucătoare care au făcut performanță la nivel european, dar și național. Crina Pinda este câștigătoarea Ligii Campionilor cu Ghior, Denisa Dedu și Gabriela Periano au cucerit cupa EHF cu Siofoc, dar și o parte din noile campioane ale României de la HCM Râmnicu Vâlcea. Ride și Buceschi au stabilit să aibă în componență câte trei jucătoare pentru fiecare post în parte. La Trofeul Carpați, România va întâlni Angola, Japonia și România B. Competiția se va disputa la Brăila.